Vă salut, dragilor! Bine ați venit la un nou clip pe bază de cumpărături. Este un clip mai scurticel, deoarece am luat decât 3 produse, un produs pentru mine și 2 produse pentru Anastasia. Și am zis să facem un haul, da? Cu aceste 3 produse. Hai să începem cu ce mi-am luat eu. De la iDrones, da? Magazin pe net. Mi-am luat o chestie pentru cameră, pentru Osmo Pocket 3, o baterie externă. Aveam una deja, da, și am zis să mai iau încă una pentru orice eventualitate, da, dacă plec pe undeva, să le încarc pe amândouă și să le am. Deci Osmo Pocket 3 are o baterie care este inclusă în cameră, bateria camerei, mai are încă o baterie care vine la mâner, da? Stați că vă arăt acum imediat, ca să vă faceți o idee. Da? Osmo Pocket 3. Produse, imagini. Hai să vedem la imagini. Aici. Așa, hai că acum pot să vă arăt. Da? Deci, el are aici în cameră, în mânerul camerei, o baterie. Mai are încă una, asta de jos de aici, care se atașează camerei. Da? Astfel, are o baterie în cameră și o baterie în mâner, care se atașează separat, în care se montează și trepiedul. Da? Eu am camera, am bateria asta și am mai luat încă o baterie din asta, da? Care o să vă arăt acum. Ca să am camera și 2 baterii externe, da? Ca să nu stau să-mi fac griji că rămân fără baterie și așa mai departe, dacă am de filmat mai mult pe undeva, unde nu am posibilitatea să încarc aceste baterii. Da? Da, să iau eu să iau o foarfecă, deoarece nu pot să deschid pachetul ăsta mititel. Acest site iDrones, iDrones, este un site din Bulgaria. Da? Numai la ei am găsit pe stoc această baterie externă, care este aceasta. Este originală DJI. Da? Vedeți că are și sigiliu, pe care noi îl vom rupe acum. Uite așa. Gata. Și o voi desface ca să vă arăt. Așa. Mai avem pe aici o carticică din asta. Nu ne interesează. Și cam atât. Da? Și asta e bateria, dragilor. Se încarcă separat sau poți să o încarci și când e conectată la cameră. Uite așa arată. Da? Și ai un surplus de energie, ai încă o baterie în plus. Asta o încarci, camera o încarci împreună cu bateria care e atașată la mâner. O încarci și pe asta separat. Vedeți că are aici USB-C. Și ai baterie o grămadă, da? Să ai tu ce filma ca să se descarce bateriile astea. Să-i luăm și upsibildul ăsta de aici. Așa. Rămâne un cauciuc aici, e un grip foarte, foarte bun. Uitați-vă. Da, și jucăria asta mi-am luat eu. Aici pot să atașezi trepiedul și doar eu bagi în USB-C și ai încă o baterie în plus. Să vă spun și cât am dat pe această baterie. Uite, aici este factura. Dragilor, a costat 395 de lei cu transport cu tot.
Da? Se observă. Și ăsta este site-ul de unde am luat-o. Ăsta de aici de sus. Da? Și ăsta e prețul. 395 de lei bateria asta care o să mă ajute în anumite condiții. Știi cum e vorba românul lui? Mai bine să rămână, da, decât să nu ai. Să le dăm deoparte. Asta mi-am luat eu. Și acum o să vă arăt ce și-a luat și Anastasia. De la magazinul JD și-a luat un hanorac Jordan, foarte, foarte frumos. Hai să mă ridic ca să vi-l arăt. Cam așa arată hanoracul. E un hanorac pentru toamnă, că nu o să fie vară tot timpul. Da? Ei i-a plăcut foarte mult. Uitați-vă și cusăturile ce bine sunt făcute. Cam așa arată. Roșu simplu, dar are un material foarte bun și pe spate la fel e foarte mătăsos așa. Ăsta a fost la prețul de 329,99 lei. 330 de lei. Da? Atât a fost acest hanorac de la Jordan. Uite, ce drăguț e. Așa, și pe spate să vi-l arăt, pe spate simplu. Și și-a mai luat, și-a făcut comandă de o pereche de Adidas, care o să vi arăt acum. Tot de la Jordan sunt, de la magazinul Unfazed. Ceva de genul ăsta îi spune. Hai să ridic camera ca să pot să-i filmez și să vi arăt. Da, asta este cutia în care sunt Adidas și o să o desfacem împreună acum. Cam așa arată pe lateral. Și aici ne spune deschide aici fermoarul. Hai să-l deschidem. Și în această cutie mai avem o cutie. Știți cum e și vorba aia. Punga cu pungi. Așa e și asta. Cutia cu cutii. Hai să scoatem cutia de Adidas de aici. Să vedem, mai avem ceva aici. Nu mai avem nimic. O dăm la o parte pe asta. Și ne axăm pe cutia Adidasilor. Cam așa se prezintă cutia. Este o cutie alb cu gold, așa. Hai să vedem și pe partea asta. Jordan Air. Jordan 4 Retro Air. Da? 40,5. Mărimea europeană. Și hai să o deschidem. Bine că o dau cu ea pe jos. Aici avem iarăși magazinul de unde a fost, de unde au fost cumpărați Adidas-ii. Și aici avem așa. Protecție anti-cute. Ăștia sunt ca niște șanuri, așa sunt ăștia, care se bagă în Adidas. Hai să-i desfac de aici ca să vi arăt. Mă descurc mai greu că cu o mână țin camera și cu o mână trebuie să desfac ăștia. Uite, cam așa se pun în pantofi, se bagă în față, în pantof, în față, în botul pantofului, ca să țină pantoful sau Adidas-ul
într-o formă ca și cum ar fi cineva încălțați cu ei, da? Ca să nu se turtească în timp. Cam așa arată chestiile astea. Da, sunt interesante. Așa, ăștia le-am cumpărat separat. Aici îmi dă instrucțiunile cum să le folosesc pe cutia asta. Am mai luat un spray pentru curățare pentru Adidas. Sneaker cleaner. Da? Am zis să merg pe produsele lor originale ca să se curățe cum trebuie. Așa, și pe acele șanuri și pe acest spray am dat 78 de lei, da? Se vede aici. Protecție anti-cute 39 de lei și soluție curățare sneakers 39 de lei, da? Uite. Deci 78 de lei produsele astea două. Și acum hai să vedem Adidas-ii. Cam așa arată, dragilor. Adidas și Anastasiei. Ăștia sunt. Mie unul mi se par superbi. Sincer, chiar mi se par superbi Adidas. Au perne de aer aici în talpă. Foarte, foarte tare. Partea asta de aici a tălpii Adidasului e lucioasă așa, dintr-un cauciuc foarte aderent. Văd că botul este cusut. Da? Uite, să vă dau mai aproape, să vedeți cu zoom așa. Uite, așa mai încet. Este cusut în față. Asta e talpa. Și uitați ce frumoși sunt. 100% autentic, unfazed, da, cu chestiile astea aici, gold, la șireturi. Pe limba Adidasului avem Jordan, stema Jordan. Hai să-l scot și pe celălalt. Deci mie unul îmi plac maxim. Maxim, maxim, maxim. Și Adidas și sunt unisex. Deci pot fi purtați de fete cât și de băieți. Ia uite ce frumoși sunt. Mi se par superbi. Hai să dăm cutia la o parte și să-i mai vedem o dată. Să-i punem aici capacul. Și să punem Adidas și aici pe cutie. Gata, am scos din ei și protecțiile ăștia de hârtie. Să vă arăt și înăuntru cum sunt. Da, avem stema Jordan și înăuntru acolo, în călcâiul Adidasului. Da, dragilor, ăștia sunt Adidas-ii. Avem aici pe limbă Air Jordan și sunt foarte, foarte tari. Uite. Aici tot așa este ca un cauciuc moale așa în spate la călcâi. Foarte, foarte șmecher sunt, deci îmi plac maxim. Mai că mi-aș lua și o pereche, dar să... Sunt pentru tineret ăștia, nu mai sunt pentru moși ca mine. Ia uite ce frumoși sunt. Foarte tari. Foarte, foarte tari. Cam ăștia sunt Adidas și dragilor. Și Adidas și au fost la prețul de Air Jordan 4 Retro Metallic Gold. 1599 de lei. 1600 de lei au fost aceștia Adidas.
Da, vi mai arăt o dată. Asta e piesa de rezistență a cumpărăturilor de astăzi. Cam așa au fost cumpărăturile. Sper că v-au plăcut. Dați și voi un like acolo. Abonați-vă la canal dacă nu v-ați abonat. V-am zis, pentru voi e gratis. Pe noi ne ajutați foarte, foarte mult. Vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine la noi episoade. Bye!